eu sunt Dia și astăzi am revenit pe canal cu un nou video pe care probabil nu l-aș fi făcut acum un an, pentru că nu pe asta se bazează canalul meu. Dar da, zilele trecute am primit un mail de la o fată pe nume Alina dacă vreau niște cosmetice să le testez. Am zis, înainte să accept sau să refuz, vreau să văd despre ce este vorba, să-mi dai poze, te rog. Mi-a dat poze, am văzut că majoritatea erau parfumuri și am zis că, nu, dacă tot am oportunitatea asta, mai bine îmi dai cosmetice să le pot arăta oamenilor, să fac un video despre asta. Da, dacă îmi dai parfumuri, eu le simt, dar oamenii nu simt nimic, știi? A zis, ok, atunci hai că îți trimit mai multe cosmetice. Și nu mi-a mai dat poze, pur și simplu mi-a trimis coletul și a primit o grămadă de cosmetice din Turcia. Fata respectivă mi-a spus că nu sunt originale, dar sunt de calitatea 1. Nu știu ce înseamnă asta la beauty, dar bănuiesc că e ok, având în vedere că mi-a zis-o. Adică dacă nu era ceva ok, probabil nu-mi spunea deloc că e vreo calitate. Avem această cutie cu produse. Aici nu le-am deschis, doar m-am uitat așa cam ce e pe acolo, dar nu le-am deschis, nu le-am folosit. Vreau să știți că eu momentan am doar primer, fond de ten, concealer și pudră pe față. De-aia am fața ca o fantomă, pentru că cu astea m-am dat, nu pentru că sunt o fantomă. Avem aici un ruj de la Kylie, Dolce K. Pe asta l-am deschis înainte ca să văd despre ce este vorba. Și am văzut că este un... Aoleu, trebuie să fac chestia asta de la beauty, wow! Da. Este un ruj așa și un creion de buze, de contur la buze chiar. Le vom testa pe mâna mea. Ok. Mamă, ăsta e închis rău, dar pe buze bănesc că arată mișto și să văd și creionul. Wow! Uitați-vă ce culoare e acolo. Ce culoare e acolo. E diferență de la cer la pământ. Avem acolo rujul și creionul. Nu știu sincer dacă rujul ăla mat se usucă, nu-mi dau seama. Arată drăguț momentan. Încă un ruj, încă un set de rujuri de fapt. Se numește Bossy K. Asta pare mai finuț așa. Wow, e cu roz. Wow, e un roz roz, adică chiar este roz. Mamă, mă simt așa ciudat să fac chestia asta, că mereu râd de fetele care fac chestii cu beauty și fac. Acesta este de la marca asta, este nuanța. Da. Wow. Ok. Nu știu când mă voi da eu cu nuanța aceasta. Interesant. Sunt curioasă cât țin. Ok. Este un roz foarte roz. Mai e unul aici, care se numește Blitz. Blitz îmi amintește de Blitz din LOL. Da, bună glumadia, nu s-a prins nimeni. Și acesta este tot un ruj mat. Mamă, ăsta e cu sclipici, nu-mi place. Ăsta nu-mi place, nu. Ăsta nu. Chiar, nu. Mamă, ăsta e de căcat, sincer. Creionul e la fel. Primul mi s-a uscat și arată chiar mișto. Wow. Wow, da, wow. Nu se șterge, wow. Nu, chiar ține, gen chiar... Și șterg cu șervețele de machiante. Wow. Să trecem la următoarea chestiuță. A, mai e aici un ruj pierdut. Huda Beauty. Am mai auzit de firma asta. Parcă-i sânge. Mamă. E ca sângele. Chiar e interesant. Până acum m-a surprins primul produs de la Kylie. Mi-a trimis și niște parfumuri testere. Este de la Armani și are miros de mir. Nu știu ce să zic, nu știu dacă îmi place sau nu. Da, și aici avem Yves Saint Laurent. Mamă, ăsta e mișto rău. Ok, știu ce parfum o să folosesc de acum. Asta chiar îmi place. Păcat că nu puteți să simțiți, dar... Da, să știți că mai am aici o cutie plină cu produse. Ca să trecem mai departe, avem aici o paletă de la Huda. Această paletă cu niște culori mișto. Ok, wow. O să fac chestia aia cu... O să iau fiecare culoare și o să mi-o pun pe mână. Asta este primul rând și nu este cine știe ce, adică nu prea se văd culorile. Mă așteptam să se vadă mai accentuate, mai intense, dar hai să zicem că nu se văd pentru că sunt cu sclipici. Deci haideți să trecem la al doilea rând. Asta la început se vede, dar după aia nu se văd culorile care dau spre galben. Și mai avem ultimul rând. Ok. Asta cred că se vede. Ok, ăsta e cel mai mișto rând, aparent.
Da, deci chiar wow. De rândul ăsta sunt mulțumită. Și vreau să știți că la finalul videoului voi face outro-ul cu un machiaj făcut din paleta preferată pe care o deschid. Avem aici un eyeliner de la Anastasia. Am auzit și de Anastasia. N-o să mă dau acum cu eyeliner. Wow, e tip creion de care îmi place mie, numai cu ăstea știu să mă dau. Sunt mai sigură pe mine că mă dau cu ăstea. Da, mai avem aici de la Naked 8, încă un tuș, n-o să mă dau acum cu tuș. Și, nu pot să scot pe asta, am reușit, stați liniștiți. Și un creion, da. Stați că mai e ceva înăuntru. Wow, e groasă treaba. Acolo nu se vede cât de groasă e, dar e groasă treaba. Ok, trecem mai departe. Pentru că nu vrem ca acest video să aibă 40 de minute nars. Aici sunt rujuri de la nars. Ca să nu apară în comentarii, am spus la început că mi-a zis tipa respectivă că nu sunt originale, deci don't judge me. Ok. Da. Și avem o alertă că nu mai avem baterie. Mamă! Mai avem aici o paletă de la Kylie. Wow. Am văzut doar poze cu paleta. Ah, vai, pensulă. Ok, wow. Mamă, nici nu-mi vine să murdăresc pensula asta. E superbă. Ok, o să mă dau cu toate și revin cu mânuța, că n-am baterie. Am revenit și sincer, nu prea mi se văd astea pe mână, așa că am zis că o las baltă și trecem la următoarea, care este de la Carly Babel, Babel, Baylor, nu înțeleg. Wow. Ce culori frumoase. Mamă. Nu știu dacă se văd astea. Nici astea nu se văd, dar să știți că mereu când îmi voi face un make-up și o să pun pe story, de exemplu, o să vă zic că am făcut cu paleta aia din videoul nu știu care și da. Și mai avem aici Meet Nature Kiss Beauty. Oh, ce e asta? Size Matters. Wow! Sorry, eu sunt fascinată de toate. Mereu mi-am dorit să am mai multe palete și nici la ăla nu se vede, așa că mai avem aici un bronzer. Îmi voi pune camera la încărcat pentru că mi se închide. Un bronzer care este Highlighter Anti-Shine Powder. Nu știu, sincer, e un bronzer, e pudră, e highlighter, nu înțeleg. Da, nu mă pricep la make-up. Mai avem și highlighterul ăsta. M-am întors de pe telefon pentru că pur și simplu camera mi se închide în continuu, nu am baterie deloc și nu pot acum să o mișc. Deci, spuneam că mai am și acest highlighter pe care l-am folosit ieri, n-am mai avut pur și simplu răbdare și da, sunt mulțumită de el. Nu îi dau o notă, dar sunt mulțumită. Mai am și acest tuș. A, nu, e pentru sprâncene de la Anastasia. Eu nu fac sprâncenele pentru că nu știu să mi le fac, dar poate voi încerca să mi le fac cu ăsta și cum am zis, la sfârșitul videoului o să apar un outro cu un make-up făcut din chestiile astea. Da, am și astea de la Mels. Sunt rujuri care se pun cu pensula asta, dar nu pot să mi pun pe mână pentru că sunt prea solide. Nu sunt prafuri sau ceva de genul. Deci, da, nu pot să vă arăt cum stau pe buze. Și mai este și acest highlighter. Ăsta mi se pare super mișto. Nu l-am folosit încă și nici n-am folosit niciodată un highlighter lichid. Deci, sper să fie ok. Așa că voi reveni cu un make-up pentru outro. Și m-am întors și cu make-up-ul făcut. Evident, m-am dat cu tuș și da, când trebuie să arăt cuiva cum m-am dat cu tuș, e un fail pentru că nu e ok. Pentru ochi am folosit paleta Huda, am folosit nuanțele astea mai naturale ca să nu vedeți chiar atât de tare cum clachez la machiat. Da, n-am fost cine știe ce mulțumită pentru că culorile nu prea mi se puneau pe ochi, adică da. În fine, la tuș am folosit cel de la Naked 8, la buze am folosit această nuanță de la Nars. Nars. Nu știu cum se pronunță. La ochi, Naked. La rimel am vrut să zic, da. M-am dat și cu bronzerul acesta de la Betty Kiss Beauty. E ok. Gen, bănuiesc că e într-un fel ca să nu mai fie contouring.
Nu știu, pentru ce e bronzerul, sincer. E un fel de pudră. Cine știe să-mi spună. Ok. Și la highlighter m-am dat cu acesta de la Kiss Beauty. Am vrut să-l încerc, m-am zis că niciodată n-am încercat unul lichid. Așa că m-am dat cu ăsta. Și da, sunt mulțumită, dar pe deasupra m-am dat și cu ăsta, pentru că sunt aceeași nuanță și se potrivesc. Așa că acum sunt foarte shiny. Nu se vede de la lumină, dar sunt foarte shiny. Și îmi pare rău că filmez acest outro pe telefon, dar nu am altă. Ok, când fata respectivă mi-a dat mail-ul, mi-a zis că nu dorește o promovare sau ceva, dar mie mi s-a părut drăguț să pun în descriere link-ul, site-ul de pe care mi-a trimis ea toate produsele. Așa că dacă vreți să vă comandați, atunci puteți să vă uitați în descriere, este totul acolo. Ok, asta a fost tot pentru azi, dacă v-a plăcut, uitați, dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia, vă pup și voi bine!